52. Amadiro nu mai avusese niciodată o perioadă așa proastă precum cea care urmă distrugerii navelor coloniștilor. Președintele, din fericire, putu fi convins să urmeze o politică pe care Amadiro o numise de supunere poruncitoare. Fraza prinse la președinte, cu toate că era un oximoron. Și în afară de asta, președintele se pricepea perfect să se supună. Restul consiliului fu mai greu de manevrat. Amadiro, exasperat, se istovi tot arătând ororile războiului și necesitatea alegerii momentului propice pentru a lovi și nu al unuia inadecvat dacă războiul devenea inevitabil. Inventă motive plauzibile pentru faptul că nu sosise încă momentul și le folosi în discuțiile cu liderii celorlalte lumi din spațiu. Hegemonia naturală a Aurorei a trebuit să fie folosită la maximum ca să-i facă să se supună. Dar când capitanul Digibalei sosi cu nava și cu cererea sa, Amadiro simți că nu mai are ce să facă. Era prea mult. E imposibil, zise Amadiro. Doar nu o să-l lăsăm să asolizeze pe Aurora cu barba și îmbrăcămintea lui ridicolă cu accentul lui de neînțeles. Ar trebui să cer consiliului să fie de acord să-i dea pe mână o femeie din spațiu? Ar fi un act fără precedent în istoria noastră. O femeie din spațiu. Mandamus spuse sec. Întotdeauna v-ați referit la ea numind-o femeia solariană. Pentru noi e femeia solariană, dar va fi considerată o spațială de vreme ce e implicat un colonist. Dacă nava lui va coborî pe Solaria, așa cum spune el, s-ar putea să fie distrusă ca și celelalte împreună cu el și cu femeia asta. Apoi voi fi acuzat de dușmanii mei pe bună dreptate de crimă, iar cariera mea va fi distrusă. Mandamus zise. Gândiți-vă mai bine la faptul că ne-am chinuit aproape 7 ani să distrugem pământul și că mai avem câteva luni până la realizarea acestui proiect. Să riscăm acum un război și, dintr-o lovitură, să distrugem tot ce am făcut tocmai când suntem atât de aproape de victoria finală? Amadiro scutură din cap. Se pare că n-am nicio soluție, prietene. Consiliul nu mă va asculta dacă voi încerca să-i determin să o lase pe femeie colonistului. Până și faptul că am sugerat așa ceva va fi folosit împotriva mea. Cariera mea politică va fi zdruncinată și s-ar putea să ne trezim și cu un război. Pe lângă asta, gândul că o femeie solariană s-ar putea să moară, aflându-se în slujba unui colonist, e de nesuportat. Se pare că vă place mult femeia solariană. Știi bine că nu. Aș fi vrut din toată inima să moară acum 20 de decade, dar nu e așa. Nu pe o navă colonistă. Dar ar trebui să țin seama că ți-e strămoașă de gradul 5. Mandamus se uită chiorâș. Ce consecință are lucrul ăsta asupra mea? Sunt un locuitor din spațiu conștient de mine și de societatea mea. Nu sunt membru al unui conglomerat tribal care își idolatrizează strămoșii. Tăcu o clipă, apoi urmă. Doctor Amadiro, nu puteți explica consiliului că această strămoașă a mea a fost reținută nu ca prizonieră, ci pentru cunoștințele sale unice despre Solaria, unde și-a petrecut copilăria și adolescența, fiind de neînlocuit pentru explorarea asta care s-ar putea să ne fie de folos atât nouă cât și coloniștilor? În definitiv, nu ar fi mai bine pentru noi să aflăm ce au de gând nenorociții ăștia de solarieni? Femeia va aduce fără îndoială un raport al evenimentelor dacă va supraviețui. Amadiro scoase buza de jos în afară. Ar merge dacă femeia s-ar îmbarca voluntar, dacă ar spune clar că a înțeles importanța muncii și vrea să-și îndeplinească o datorie patriotică. Oricum e de neacceptat să o aducem la bordul navei cu forță. Ei bine, să presupunem că eu mă duc să învăț strămoașa asta și încerc să o conving să se îmbarce voluntar. Și să presupunem de asemenea că dumneavoastră o să vorbiți cu capitanul colonist prin hiperunde și veți spune că poate asoliza pe Aurora și o poate lua pe femeie dacă o va convinge să meargă de bunăvoie cu el sau cel puțin să spună că va merge cu el de bunăvoie indiferent dacă e adevărat sau nu. Presupun că nu pierdem nimic dacă facem efortul ăsta, dar nu văd cum am putea câștiga. Și totuși, spre surprinderea lui Amadiro, au câștigat. Îl ascultă uimit pe Mandamus expunându-i toate detaliile. Am pus în discuție problema roboților cu aspect uman, zise Mandamus, și e clar că nu știe nimic despre ei, de unde am dedus că nici Fastol nu știa nimic. A fost unul dintre lucrurile care nu mi-au dat pace. Apoi am vorbit mult despre descendența mea, ca astfel să o forțez să vorbească despre pământeanul ăla, Eliac Bale. Ce-i cu el? Zise Amadiro aspru. Nimic. În afară de faptul că și-a amintit și a vorbit despre el. Colonistul ăsta care o vrea e un urmaș al lui Bale și am crezut că faptul ar putea să o influențeze. În orice caz, a mers și câteva zile, Amadiro simți o scădere a presiunii care îl chinuise aproape în continuu încă de la începutul crizei solariene. Dar numai pentru câteva zile.